siguranță mulți dintre noi ne-am întrebat măcar o dată în viață de unde vine numele localității unde trăim. Fiecare localitate și județ al României are o poveste. Încărcate de istorie, amuzante sau chiar ridicole, numele localităților din țara noastră reflectă principalele momente din viața materială și spirituală a oamenilor sau pun în evidență etape în dezvoltarea limbii. Vă vine să credeți sau nu, în România există mii de comune sau sate care poartă cu mândrie nume mai mult decât amuzante. Au fost numite așa după întemeietorul localității, care de cele mai multe ori avea un nume ciudat sau chiar o poreclă bizară. Pe vremuri, oamenii de la țară nu aveau niciun fel de problemă să poarte porecle deșuchiate și astfel o mulțime de sate, comune și ape din România s-au ales cu nume care nu au nicio legătură cu ceea ce denumesc. Să nu uităm că încă din timpuri străvechi, în țara noastră a existat un oraș cu un nume cel puțin ciudat, care în zilele noastre ar stârni râsul oricui. În prima parte a secolului al XV-lea a existat orașul de Floci sau Târgul de Floci, situat la vărsarea râului Ialomița în Dunăre, pe un curs vechi al râului, acum secat. Acesta a fost un important centru comercial. Târgul de Floci este și orașul în care la 1558 s-a născut Mihai Viteazul și tot aici, timp de secole, a existat prima capitală a județului Ialomița. Cuvântul Floci, în limba latină, denumea pe atunci lână proaspăt tăiată, încă neprelucrată, care se comercializa în Evul Mediu, prin acel punct de vamă. Orașul a dispărut din cauza războaielor duse în zonă, dar și din cauza schimbării parțiale a cursului Dunării. Dar să trecem la denumirile localităților din zilele noastre. Vom face o incursiune pe harta României pentru a descoperi cele mai ciudate nume de localități, pe care de multe ori și localnicilor le este rușine să le spună de față cu alte persoane. Iar de-a lungul timpului, denumirea acestora a dat ocazia glumeților să răspândească povestioare amuzante. Vâlcea, spre exemplu, este un județ care se poate lăuda cu un număr impresionant de comune și sate, cu denumiri mai puțin obișnuite, care stârnesc râsul oricui. Măciuca este cu siguranță una dintre cele mai cunoscute așezări din Vâlcea. Urmează Păscoaia, Ciocănari, Măciuceni, Lungești, Condoiești, Păsărei, Cucoiu, Milcoiu, Muiereasca și Căciulata. Tot în Vâlcea, aproape de Călimănești, se află dealul Bucii. Nimeni nu știe de ce a primit un nume atât de caragios, însă localnicii au profitat că în zonă se mai află satul Cracii Doamnei și schitul Pătrunsa și au făcut un joc de cuvinte pe care îl folosesc pentru a se amuza. La mănăstirea Pătrunsa ajungi prin Cracii Doamnei urcând pe dealul Bucii. Și în Moldova sunt localități care au nume bizare. În Iași există Broșteni, Buda, Bursuc, Buruienești, Ciocaboca, Coarnele Caprei, Găureni, Lungani, Mânjești, Sculeni sau Uda. În Suceava avem Fundul Moldovei, Osoi, Pârteștii de Jos, Țolești, Bourei și Valea Glodului. Nici județul Vaslui nu duce lipsă de localități cu denumiri care stârnesc râsul. Pălești, Broscoșești, Cacaina și Urlați. Pe lista cu nume ciudate sau caragioase, care smulg zâmbete involuntare, și-ar putea găsi loc și localități precum Udați Mânzu, Buzău, Vărsătura, Brăila, Bulbucata, Giurgiu, Ghizdaru, tot Giurgiu, Flămânzeni, Ilfov, Tețcoiu, Dâmbovița, Cioara de Sus, Alba, Miroș, Argeș, Spermezeu, Bistrița Năsăud, Păicoi, Prahova, Urlați, tot Prahova, Labașinț, Arad, Fierbinți, Ialomița, Mierleștii de Sus, Olt, Clapa, Cluj, Ciumăfaia, tot Cluj, Jupa, Caraș-Severin, Jena, Timiș, Prăjești, Neamț, Puțureni, Potoșani, Frecăței, Tulcea și Veneția de Jos, Brașov. Noi am enumerat doar câteva din localitățile cu nume ciudate. Trebuie spus că schimbarea denumirii unei localități este posibilă doar în urma unui referendum local și prin lege aprobată de Parlament.
mergem mai departe cu ciudățeniile. În țara noastră există o localitate cu cel mai scurt nume din România. Aceasta se numește Ip și este situată în partea vestică a județului Sălaj. Se pare că denumirea de Ip își are originea în vechiul nume grecesc Hippolytos, iar zona era folosită la pășunatul cailor. În schimb, cel mai lung nume de localitate din România, format dintr-un singur cuvânt, este Străisân Georgiu, o localitate componentă a orașului Călan, din județul Hunedoara. În satul Străisân Georgiu se găsește una dintre cele mai vechi biserici medievale din România, construită între anii 1313-1314. Pare poate greu de crezut, însă în România există o comună care este mai mare decât capitala. Ne referim, desigur, la suprafața pe care se întinde. Este vorba despre Jina, din județul Sibiu. Suprafața Bucureștiului este de 228 de kilometri pătrați, iar a Jinei este de 315 kilometri pătrați. Jina este o comună a cărei vatră se întinde pe 7 coline, asemenea Romei, și este aflată la cea mai mare altitudine din Sibiu, peste 1000 de metri. Trebuie spus că vatra satului se găsește la această altitudine, căci în hotarul de sus, pășunile și fânețele oamenilor ajung la 1800-2200 de metri altitudine. În județul Hunedoara se află un loc de o frumusețe aparte, înconjurat de dealuri și păduri. Comuna Bătrâna, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 60 de kilometri pătrați, este un mic colț de rai uitat de lume. Aici mai locuiesc doar 100 de oameni, majoritatea în vârstă. Este comuna cu cea mai mică populație din România. Comuna nu are curent electric, localnicii nu au apă curentă, iar singura legătură cu civilizația este un drum forestier. Chiar dacă zona nu mai este atât de populată, turiștii au însă parte de trasee etnografice, istorice sau ecumenice. Aici se găsește o biserică ridicată în anul 1780 cu hramul Sfânta Parascheva și rezervația naturală Codri Seculari, care se întinde pe o suprafață de aproape 140 de hectare. România nu înseamnă însă numai locuri cu denumiri sau însușiri ciudate. Avem lucruri cu care ne putem mândri oriunde în lume. Vă prezentăm doar câteva dintre ele. Cele mai cunoscute romane inspirate de locuri din România sunt Castelul din Carpați, de Jules Verne, și Dracula, de Bram Stoker. Timișoara a devenit în 1889 primul oraș din Europa care a avut iluminat public electric și primul oraș european care a introdus tramvaiele trase de cai în anul 1869. Castelul Peleș a fost primul castel din Europa care a fost în întregime luminat cu curent electric. Energia electrică era produsă de instalația proprie a castelului, iar sistemul de încălzire a fost construit în 1888 și este funcțional și astăzi. Cea mai înaltă biserică de lemn din lume și a doua structură de lemn din Europa este Mănăstirea Peri, din localitatea Săpânța Maramureș. Are o cruce înaltă de 7 metri, care cântărește 455 de kilograme, în vârful bisericii, care are o înălțime de 78 de metri. Canalul Dunăre-Marea Neagră din Dobrogea este pe locul 3 în lume în ceea ce privește lungimea unei căi de navigație create de mâna omului, după canalul Suez și canalul Panama. Biserica Neagră din Brașov are cea mai mare orgă din Europa, cu 4.000 de tuburi. Deține de asemenea și cel mai mare clopot din România, care cântărește 6,3 tone. Statuia regelui Decebal, sculptată în stânca de la cazanele Dunării, este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa, având 55 de metri înălțime. Palatul Parlamentului din București este a doua cea mai mare clădire din lume, după Pentagonul din Statele Unite. Peștera de la Mânzălești, sub Carpații Buzăului, este cea mai mare peșteră din sare din Europa și a doua în lume, cu o lungime de 1337 de metri. În România există 7 locații de patrimoniu mondial stabilite de UNESCO. Delta Dunării, satele cu biserici fortificate din Transilvania, Mănăstirea Horezu,
centrul istoric al Sighișoarei, fortăreața dacică din Munții Orăștiei, bisericile din lemn din Maramureș și mănăstirile din Moldova. Așadar, avem o Românie cu de toate. Avem și bune și rele. Dar ca să se schimbe ceva, trebuie mai multă implicare, atât din partea noastră, dar mai ales a guvernanților. Și asta ar putea rezolva multe dintre problemele societății. România este unică în lume, prin frumusețea și locurile pe care le oferă, locuri foarte puțin cunoscute, chiar și de români. Fiecare oraș din România are o poveste care așteaptă să fie spusă. Fiecare cătun ascunde secrete străvechi. Toate acestea alcătuiesc acea țară frumoasă cu oameni minunați. Cu cât ajungem să cunoaștem mai mult România, cu atât vom avea un respect mai profund pentru istoria, locurile și oamenii acestor meleaguri.